Bun, hai să vedem super repede și pe urmă, după corectură, să băgăm la tetraedrul acela care este pe o față, dacă momentan nu cred că face sens. Da, dreapta, da. Două drepte paralele, da, cred că sunt paralele. Se intersectează, da. Secția două drepte, da. Schelete să vină aici să se intersecteze, literam, da. Orizontal, frontal, profil. Da, hai să le continuăm peste. E ok ca desen de început. Ce să zic, trebuie să îi pui trepte aici, trebuie să îi pui copaci aici, oameni, umbrițe. Da, să detaliem un pic. Neapărat să scoatem geometria aia. Hai că asta și cu barocul, adică lecția următoare, o să fie cel mai interesante din punctul ăsta de vedere. Bun, Andreea, nu e rău. Să fim aici un pic atenți, că nu, ceva nu e bine la perspectiva asta. Cred eu că vine mai sus. Știm? Calcul ăsta de aici să vină mai sus, să se oprească în ceva. Și dacă umbrița se oprește aici, ți-aș recomanda să extinzi un pic umbra, să urci așa. Că înseamnă că tot ăsta de aici o să fie... Nimeni, asta e. Că tot ăsta de aici o să fie negru. Știi? Ok, hai să urcăm umbrițele. Da, și să desenăm astea cum trebuie în perspectivă, că sunt prea agresiv făcute. Nu le mai înnegri așa, nu știu de ce. Naiba, ce e în mintea voastră când faceți chestiile astea, nu? Nu se pare că nu arată bine? Nu crezi că ar arăta mai bine cu o ramă și, nu știu, geamul ăsta împărțit la 4, considerând că el vine așa în spate? Da, și ăsta de ce e negrit așa? A ars? Nu? Frontonul ăsta. Se facem așa, pur și simplu, se pune nicio grosime, nu mai desenați lucruri. Da? Neinteligente, să zicem așa, vă rog eu. Ochii ăștia la fel. Triști și fără viață, știi? Oh, cum e asta? Nu v-am zis să le faceți geamurile mai mici. Geamurile mai mici. Că altfel nu mai merge zidăria aceasta de arhitectură clasică. Cristiana, avea și tu la fel? Nu, mai nimic. Foarte bine. Geamurile mai mici, da? Nu mai faceți greșeli de astea, vă rog. Foarte bune astea. Da. Da, cred că sunt ok. Da, planele astea. Nu meștele, te rog eu, dar română. Da, orizontal, frontal. Ia, da, dreptele foarte... Grafica foarte curată. Ah, nu știu eu de ce ce-o fi în mintea voastră cu teatru, dar fac eu, cine știe, poate și, la, și eu când eram de vârsta voastră am fix la fel. Ce cu lipsele astea? Nu? Hai să vedem, o fi corect? Facem diagonalele, găsim mijlocul și descoperim că nu e corect. Trebuie să tragă mai într-o parte. Că asta oricum se duce în interior, deci lipsa asta o să fie mai retrasă în interior. O să-mi iau, cum am zis, tabletă grafică. Să vă desenez mai tare asta, stai. Gata, gata. Toate minunile posibile se întâmplă. Nu te-ai prins că astea vin sus, că sunt deasupra? Mamă. Să-mi asum, poate fi de la mine. Da? Și ce ar trebui să vină retrasă asta în interior un pic. Da, foarte bine, la tehnic ești ok. Un pic mai îngroșat, te rog eu. Hai să nu mai zic de fiecare dată exact aceeași chestie, nu? Nu e nervant la un moment dat? Îngroșate separatricile astea. Umbrița purtată aici, în rest e ok. Asta pare ok. Dar fără și tu punctate, nu înțeleg. Da? De ce vrei tu să-ți bagi picioarele? Vrei să fii, să-ți bagi picioarele? Vrei să fie un desen nașpa? Așa, o ambiție personală? Nu vrei să duci peste mediocru? Foarte frumos. De astea scăsuțele din, de la ștrunfi, da? Unghiul ăsta de aici e prea, prea agresiv. De 4, de 90 de grade. Fă și tu mai plat un pic. Da? Da.
Hai, domnul ăsta de la Florența intre, e octogonal probabil, 8 fețe, da? Hai, să vedem cum vine perspectiva asta aici. Nu uitați, e suturban pe lângă. Așa, e băgare de picioare, da, să sperăm că poți să o scoți. Da, foarte agresive, foarte la grămadă, aici lipsește dreapta. E doar proiecțiile. Da, foarte bine. Te trade-ul ăsta lăsăm pentru moment. Să facem la sfârșit. Hai să completăm aici cu țesut urban. N-ar fi rău, da, astea sunt desene care nu au aplicabilitate practică. Eu asta mă sperie pe mine, că vă văd că nu gândiți. Și când nu gândești, nu ai probleme o să apară. Uite, vorbeam cu... Hai să dau un exemplu. Vorbeam cu Vărmiu. Și îmi povestea cum să mă duc, să mă mut într-un sat, să deschid o școală, și termină cu căcaturile astea de artist boem retardat. Da? Adică alea o fabulație a unei minți neevoluate. În mod normal, ceva de genul ăla nu are dreptul de a fi manifestat, știi? Nu e rău că ai pus umbra asta care urcă. Dar nu se pare ciudat că e ca o cușcă? Nu ar trebui să aibă pe aici un fel de, nu știu, ceva pe interior? Știi? Cu ușă, cu ceva? Nu? Da? Pun asta pe mijloc, așa? Nu? Ceva, ceva? Coloanele astea să vină și le mai apropiate un pic și să fie mai... Nu? Uitați-vă, vă rog, și la poze. Asta e ok. Iarăși, unghiurile astea de 90 de grade mă disperă. Fă-le de 30, te rog eu frumos. Deci e foarte bine. Începe să arate ceva care da. Da. Medieval. Detalii. Hai, poate... Nu știu, eu... Speranța mea e că voi... Rețineți formula și data viitoare mult mai ușor să o aplici. Uite un desen bun. Gata. Bine. Ochiul stă într-o parte. Aici ceva la... Vezi diagonalele. E bun ca detaliere, dar nu e bun ca corectitudine. Da? Asta o să iasă mai într-o parte, așa. Să duce în interior. Lanternul ăsta e un pic mai mare. Hai, un pic de tot mai mare. Da, râdele alea, foarte bine. Să punem căsuțe aici. Adică măcar îți dai silința, nu ne mai fă la 90 de grade. De unde e obsesia asta? Nu mai plate, te rog eu. Și ce altfel mai plate unul de 30 de grade? Două drepte paralele, da? Foarte bine. Nu e rău, e mai expresivă linia, mai... Da. I agree. Vezi că aici e o mică greșeală de perspectivă. Dacă ăsta trage atât de agresiv, e aici un ceva mai altfel, da? Foarte bine boltirile astea. Geamurile mai scurte, sunt prea înalte. Da, da, foarte bine. Bun. Să mă la o chestie. Da, ai făcut dreapta foarte bine. Lipsesc aici niște chestii. Aia proiecția asta pe sol. Stai. Acestea sunt oarecare, da? Și astea se intersectează, da? Foarte bine atunci. Da. Da. Dreapta care vine, da. Se face și proiecțiile. Foarte bine. Da, aici am încredere că nu. Ca paranteză, am mai mâncat eu două fețe aici. Mai sunt încă două fețe, da? Vine frumos cu arcul. Da? Și să vină așa unul din ăsta. Da, cu prinde în arc ăsta și prinde în arc ăsta altul. Foarte bine. Ia să vedem. Are de astea la 45? Are și 45. Dar uite, aici arată foarte bine. Nu poate n-aș ști că mai plate. Hai că e foarte ok ce e aici. Uite,
ce desen de linie. Bine, ale naibii prisme sunt toate aliniate, așa e totul... Da, nu e modernism. Ce naiba să-i faci? Nu e modernism. Sunt bulevardele astea care sunt mai neregulate. Da? Se intersectează și ele cum vor. Și în funcție de asta ne-s clădirile. În față poți să le pui două ape. Dar e foarte ok ca desen. Foarte bine. Dodecaedrul ăsta era dintr-o greșeală de editare. Vedeți aici că mai lipsește un... Da, mai lipsește aici un de-asta. Da? Foarte bine. Avem dreapta? Da. Foarte bine. Par construite par. Da? Foarte ok aici. Cred că sunt cam multe coloane, însă cred că trebuie să lipsească câte una. Să fie asta de aici mai... Da? Nu să mai spre exterior. Da. Da. Uh-huh. Uh-huh. Da. Andreea, da. Ok. Foarte bine. Pentru începător, da. Întărește-te, rog eu, secțiunile astea. Da, nu întări totul. Nu mai fiți, da? Nu știu cum. Nu știu ce... Cum s-o zic altfel. Prindeți-vă de chestii, da? Secțiunile sunt întărite, îngroșate. Și acum nu înțeleg de ce e ăsta îngroșat. Că ăsta n-ar trebui să fie. Secțiunea întărită. Da. Asta vine așa aici, are o muchie să se întărească, da? Secțiunea vine întărită, îngroșată. Da? La fel și sus, da? Și mai vine aici liniile astea. Te prins dacă mai un pic din țeaba asta. Da, foarte bine. Foarte bine. Asta n-are cum să aibă colți în ăsta aici. Trebuie să se unească cu ceva acolo. Da, ultimele pe care mai aveai, da. Da, foarte bine. Și bine, da. Și atât? Nu mă lucra nimica? Ma. Bine, hai să vedem tetraedrul ăla. Da? Cum făceam tetraedrul? Făceam plan. Făceam vedere. Da? Chestia aia cu înălțimile care se intersectează, bla bla, vine de aici. Latura de aici e pusă aici, foarte bine, super. Îl tem cu un plan oarecare, da? Pe asta oarecare, dacă îl coborâm aici, o să ne iasă un triunghiaș. Super. Coborâm aici în plan proiecția. Ne facem o schimbare de plan, O1X1. Da? Și aici o să iasă planul ăsta plat cu planul pe care stă, da? Adică ăsta. Iar acum mai facem o schimbare de plan. O2X2. Găsim și punctul imaginar. O să avem nevoie de el să construim. Și când proiectăm astea, sau poți să iei înălțimile pur și simplu. Când proiectăm astea, să proiectăm 6. Și o să ne iasă ăsta cum vrea mama lui, cu niște triunghiuri de-astea complet exotice. Da? Fiindcă am făcut schimbarea asta de plan, ultima schimbare de plan se numește o poziție oarecare.